Bună seara și bun găsit la jurnalul TV Sud. Iată titlurile zilei. Inerii și energeticienii din nou amăgiți, legea de reducere recunoaște doar 5 ani de condiții grele. Panică printre locuitorii din Vâlcea după ce o rachetă a căzut aproape de casele oamenilor. Pontajele din complexul energetic Oltenia verificate, unii salariați sunt suspectați că stau acasă, dar figurează că sunt la muncă. Nici nu s-a terminat inventarierea foselor septice de către primării, că oamenii vor fi din nou căutați. Inspectorii de la Garda de Mediu Gorj vor merge peste ei să vadă dacă fosele poluează mediul. Dacă sistemul nu este în regulă, iar proprietarii refuză să se conformeze, aceștia riscă amenzi usturătoare. Garda de Mediu va intra în acțiune cu controlele în gospodării după ce primăriile vor finaliza de inventariat fosele septice. Iată ce trebuie să facă cetățenii pentru a fi în regulă cu aceste construcții atunci când vin peste ei inspectorii de mediu. Că da, vom face controle în toate zonele, acolo unde specialiștii de la apele române ne vor indica că corpurile de apă sunt afectate. Prin urmare, împreună cu ei și cu un reprezentant al autorităților administrative teritoriale, vom proceda probabil în cursul anului viitor la o tematică de control pe acest subiect. O fosă septică nu mai trebuie să polueze nici pânza freatică și nici cursurile de apă de suprafață. Prin urmare, toate instalațiile existente trebuie să aibă un radier betonat, pentru că altfel nu pot să respecte cerințele în vigoare, iar cele care sunt improvizate va trebui, evident, să fie schimbate. Și cum procesul de inventariere a foselor septice din comunele gorjene ia nevoios, greu de crezut că primăriile se vor încadra până pe 26 noiembrie să predea situația foselor. La scoarță au fost completate doar câteva zeci de formulare din aproape 3.000 de gospodării câte are comuna. Și asta din cauza cetățenilor, spune primarul. Acela decurge. Suntem chiar de dimineață, am venit cu doamna colega mea de la mediu, avem în jur de 60 de cereri de formulare înregistrate la noi cu fosele. Oamenii ne pun întrebări, fiindcă sunt suspicios ca orice cetățean. De ce ne cere și acest lucru? Încă oamenii nu s-au lămurit de necesitatea registrării acestor fose. Probabil că și de aceea sunt doar atâta la nivelul comunei. Și sunt reticenți, refuză să vorbească cu angajații primăriei? Nu, de vorbit vorbesc, dar zice domnul, la mine în curte, vă dați seama că cum privesc unii. Cei care au fose septice și nu se conformează risc amenzi de până la 10.000 de lei. Amenzi mari vor lua și cei care nu le declară la primărie. Deși comisarii de la Garda de Mediu au anunțat controle la proprietarii de fose septice, prefectura Gorj nu are încă un număr total al acestora la nivel de județ. Primăriile au termen 90 de zile să înființeze aceste registre de evidență. Edilii au fost convocați la o ședință pentru a fi instruiți pe această temă, iar prefectul a interzis accesul presei. Astăzi am vorbit cu un reprezentant al prefecturii despre acest subiect, dar se pare că habar nu are ce este, de unde se achiziționează și ce este acela un registru. Deținătorii de fose septice sunt obligați să se înscrie în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate, astfel riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, avertizează Garda de Mediu. Primarii au fost convocați de prefectura Gorj și instruiți cu privire la acest aspect. Săptămâna trecută a fost o întâlnire între reprezentanții de la regiunea apelor române, instituția prefectului și primarii UAT-urilor. Acolo s-a concluzionat necesitatea aplicării legislației în ceea ce privește inventarierea foselor septice, adică o completare a registrelor stabilite de legiuitor la nivel de fiecare primărie, se face un registru în care se evidențiază fosele septice, cetățenii au obligația să le declare, primăriile trebuie să mediatizeze acest fapt. Doar că nu știm cum le-a fost explicat primarilor acest lucru de către prefectura Gorj, pentru că atunci când au fost întrebați de jurnaliști ce este acela un registru, reprezentanții instituției au ridicat din numeri. Toate localitățile au achiziționat respectivele registre, ele sunt în curs de constituire. Concret, ce este registrul ăsta? Cum se achiziționează? Care-i procedura? De la... Omoriz, nu știu. Deținătorii foselor septice sunt obligați să se înscrie în registrul de evidență în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, adică pe 26 noiembrie.
Minerii și energeticienii nu au primit vești bune după întâlnirea cu ministrul Muncii. Legea de reducere a vârstei de pensionare nu se va putea aplica, fiind nevoie de mai multe texte legislative. O spune deputatul PSD Claudiu Manta, care susține că reprezentanții Casei de Pensii au explicat că scutirea de contribuție a complexului Oltenia s-ar putea face pe maximum 5 ani și nu s-ar acoperi perioada de 20 pe care legea 197 o asimilează condițiilor grele de muncă. Minerii și energeticienii au rămas cu un gust amar după întâlnirea cu ministrul Muncii. Șefii Casei de Pensii nu vor sub nicio formă să pună în aplicare legea numărul 197/2021 de reducere cu 13 ani a vârstei de pensionare în minerit și energie. Sunt două variante. Fie prin intermediul pronunțării unui recurs în interesul legii, și aici, din păcate, trebuie văzut ceea ce spun instanțele judecătorie, și ăsta e un lucru pe care, dacă vă amintiți, eu l-am spus de mai de mult timp. Asta ar fi soluția, ca să zic așa, cea mai simplă pentru toată lumea și care ar rezolva complet problema. Acum, ministrul Budăi a promis la modul foarte serios că se implică în găsirea unei soluții, dar vă repet, nu poate fi vorba de o circulară acolo. Se pare că este nevoie și de modificarea, pe lângă o eventuală modificare a legii 197, ar fi vorba și despre o modificare a codului de procedură fiscală, pentru că aceste contribuții, chiar dacă pot să scutește contribuții compania, pentru că ăsta este unul dintre elemente, acest lucru, discutând și cu specialiștii de la Casa Națională de Pensii, pentru că a fost și o doamnă secretar general de la Casa Națională de Pensii, a explicat că nu poate fi făcut decât pe o perioadă limitată în timp, înapoi, maxim 5 ani de zile. Parlamentarul Claudiu Manta spune că lucrurile sunt complicate, însă ministrul Muncii a promis că se va implica pentru a rezolva problemele minerilor. Foarte mult, pentru că e vorba de acea perioadă 2001-2021, da? Ei, s-ar putea face oarecum pe maxim pe actuala legislație și atunci ar trebui cumva să modificăm și legislația subsecventă, în speță codul de procedură fiscală, poate chiar o modificare a legii 197. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate de atât. Cu siguranță însă, și am văzut plecarea și implicarea ministrului Budăi pentru rezolvarea problemei. Eu cred că ăsta este un lucru extrem de important. Toți liderii de sindicat care au vrut să vorbească au vorbit. S-a discutat și despre aplicabilitatea articolului acestuia 30 privitoare la grupele de muncă și pe noua lege a pensiilor și, într-adevăr, vor exista grupe de muncă și pe noua lege a pensiilor, care trebuie adoptată în 2023 pentru că este jalon în PNRR. Liderii minerilor și energeticienilor s-au arătat dezamăgiți după discuțiile de la sediul PSD cu ministrul Marius Budăi. Sunt dezamăgit. Dacă domnul ministru Budăi ne-a promis că se va uita atent și va studia atent cazul nostru, ne-a ascultat, i-am pus argumentele pe masă, dumneavoastră știți ce argumente aducem noi. Da. 80% de judecătorii din țară au dat deja decizii, sunt pensionari în țară pe legea 127, fără să se schimbe o virgulă din această lege, fără să se plătească contribuții, cum tot invocă ei. Însă funcționarii de la Casa de Pensii, șefii de la Casa de Pensii, nici nu vor să audă de aplicarea acestei legi, iar mie mi-este foarte clar, pentru că se fac economii la bugetul de pensii, inclusiv cu viața minerilor și energeticienilor, și vă spun că spun acest lucru fără să exagerez cu nimeni. Asta este părerea mea. Chiar la sfârșitul întâlnirii, când ministrul a plecat, ne-a spus că bugetul de pensii este supus unei presiuni fantastice și pe viitor nu știu ce o să facă. Chestii din astea pe care noi le știm. Manu Tumescu le-a cerut din nou angajaților Complexului Energetic Oltenia să iasă în stradă pentru a putea debloca legea de reducere a vârstei de pensionare. Corpul de control al Complexului Energetic Oltenia a verificat azi sesizări ce vizează pontaje fictive în unitățile companiei. Asta după ce au apărut informații că unii angajați stau acasă, dar figurează că sunt la muncă. Totul a ieșit la iveală după descinderile mascaților la doi salariați ai companiei. În ziua audierilor, șefii îi pontaseră ca fiind prezenți la lucru.
Controle la complexul energetic Oltenia. Corpul de control a plecat în cariera Roșia să vadă dacă toți minerii sunt la lucru. Nicu Bunoaica spune că totul va fi mușamalizat. Este o echipă de la complexul energetic Oltenia care la unele sesizări referitoare la pontaje fictive și alte lucruri s-a deplasat astăzi la cariera Roșia. Dar sunt ferm convins că se vor mușamaliza pentru că este vorba de niște odrazde de lideri de sindicat. Și nu cred că se va face absolut nimic. Eu oricum o să fac o sesizare către DNA, să facă verificări și chiar doresc ca acel departament al inspectorilor sociali să fie desființat. Pentru că aducem noi și numai prejudicii acestei companii. Deci pe lângă aceste contări fictive, clientela sindicală este cumva grupată în anumite sectoare în care nu se face mai nimic. Liderul de sindicat Nicu Bunoaica avertizează că va depune sesizări și la DNA. Mai mult, sindicalistul este foc și pară după ce compania a făcut sute de angajări, iar foarte multe femei au ajuns să fie încadrate pe postul de excavatoriști, însă nu prestează la punctele respective. Adică se plătește nemunca. Adică spunem, domne, avem aproape iară 11.000 de angajați, da? Și dintre care 3-4.000 nu-și fac treaba, care i-au angajat. Majoritatea dintre ei sunt date pe la sectoare, nu ați înțeles, și foarte multe femei. Pentru că ele au fost cele care au venit de la munca din străinătate. Să fie trimise unde sunt acolo. Pentru că de fiecare dată când mă duc la resurse umane și întreb, doamne, nu este personal acolo. Se uită în calculator și spune, doamna Gherghina e, doamna Sabina e, doamna e, sunt, domnul Bunoaică. Că sunt încadrați acolo și iau acolo resursele umane. Dar sunt unele dintre ele, au făcut cursuri, sunt lăcătuși mecanici, dar nu, habar nu au pe cel. Aproximativ 1.000 de persoane au fost angajate în CEO în acest an. În spațiul public au apărut informații că angajările s-au făcut pe relații de rudenie. Mai mulți primari fiind acuzați că au întocmit liste cu persoanele susținute pentru a prinde un post în companie. Deputatul Radomiruț a fost luat la întrebări după ce a amplasat stative cu coduri QR lângă operele din piatră ale sculptorului Constantin Brâncuș pentru ca turiștii să poată vizualiza filmulețe de prezentare a operelor de la Târgu Jiu. Poliția locală a luat legătura cu parlamentarul pentru a vedea dacă a obținut avizele necesare de amplasare a plăcuțelor respective. Aplicația făcută de USR Gorj pentru primăria Târgu Jiu, prin care se pot promova mai ușor operele lui Constantin Brâncuș, a creat controverse. În această dimineață a fost convocată o întâlnire la Direcția pentru Cultură, iar Radu Miruță, cel care a inițiat această metodă digitală de promovare a operelor, a fost luat la întrebări. Dacă e vorba de publicitate stradală, dacă e nevoie de o autorizație pentru o construcție, acolo nu este o construcție concretă, cu beton, cu săpături, este un stativ pe care îl iei în mână și îl pui undeva civilizat lângă operă. Nu este o publicitate politică, nu sunt însemne electorale acolo. Scrie foarte clar, scanează aici pentru info coloana infinitului, masa tăcerii, poarta sărutului. Și povestea asta funcționează. Eu cred că primăria Târgu Jiu și cei din zona culturală ar trebui să preia povestea asta și cu mulți angajați și cu specialiști mai buni decât avem noi, să o facă mai frumoasă. Gândiți-vă cât de interesant ar fi un traseu virtual de la, de la masa tăcerii până la coloana infinitului, cu senzor de proximitate, ca atunci când te apropii de operă să spornească într-un mod automat pe telefon, rularea unor aplicații multimedia, o chestiune interactivă. Noi am făcut treaba asta fără costuri, infime, cu priceperea câtorva colegi. Sunt multe fonduri la primăria Târgu Jiu, la Direcția de Cultură, se pot face cu bani lucruri de o dimensiune mult mai mare dacă noi am putut să facem treaba asta gratuit. Directorul Direcției pentru Cultură susține că înainte de amplasarea acelor stative lângă operele lui Constantin Brâncuș, parlamentarul trebuia să ceară acordul autorităților locale. Aceste coduri nu vor rămâne în forma asta și înțeleg că nu rămâne după această discuție. Ele vor fi amplasate lângă celălalt cod QR care există deja și are acces Ministerul Culturii pentru panourile deja existente în cele două părți. Deci nu se face nimic în plus față de ce deja este avizat și nu putem da aviz la aviz, că nu este în regulă. Era nevoie de un acord și un aviz, un acord principal de la, și de la noi și de la primărie, pentru că e spațiu public. Dar încă o dată, nu este vorba doar de aceste coduri QR. În general, orice cetățean care vrea să aibă o inițiativă trebuie să ia legătura cu autoritățile locale atâta timp cât inițiativa lui trebuie și spațiu public. Asta este tot.
Aplicația a fost una de succes. Într-o singură zi, sute de oameni au scanat acest cod pentru a vizualiza filmulețul despre operele lui Brâncuș. De curiozitate așa inteligentă se vede cât de mulți oameni au scanat. Iar de ieri până astăzi sunt câteva sute de persoane care au scanat acel cod QR să vadă cum rulează filmulețele de acolo. Eu am spus și ieri, o spun și astăzi, este o chestiune prin care noi vrem să contribuim cu ceva la ceea ce a observat că lipsește. Nu este un ping-pong cu primăria Târgu Jiu, nu este un ping-pong cu centrul Brâncuș. Noi am făcut până aici fără sifona bani, fără contracte de licitație cu firme care să facă astfel de soft, punem tot gratuit la dispoziția primăriei Târgu Jiu, a centrului Brâncuș, a cui se consideră pentru a duce povestea asta mai frumos mai departe. Parlamentarul dă asigurări că nu este o publicitate politică, aplicația creată de USR Gorj fiind donată primăriei Târgu Jiu. Cel mai mare spital din județul Gorj face noi investiții. Spitalul județean de urgență Târgu Jiu a primit cota de finanțare necesară pentru a cumpăra aparatură și echipamente medicale. Suma este de aproape 400.000 de lei. La mijlocul acestei săptămâni, Consiliul Județean Gorj a aprobat la rectificarea bugetară suma necesară Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru a putea face noile investiții. În urma solicitării făcute de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj a aprobat prin hotărâre de Consiliu alocarea sumei de 395.000 de lei, reprezentând cofinanțare la bugetul dat de Ministerul Sănătății pentru achiziționarea unui nou set de echipamente și aparatură medicală. Valoarea totală estimată a achiziției pe care o va face Spitalul Județean de Urgență este de 3.931.000 lei. Spitalul public din Târgu Jiu va cumpăra aparatură modernă pentru secția de radiologie. Vor fi achiziționate până la sfârșitul anului un aparat de radiologie digital, un aparat de radiologie mobil cu braț C, un aparat de radiologie digital cu două posturi și trei mașini de spălat și dezinfectat instrumentar medical. Unitatea spitalicească din Târgu Jiu a beneficiat în ultima perioadă de mai multe investiții. Veste bună pentru elevii care fac naveta la școlile aflate în afara localităților de domiciliu. Din cauza scumpirilor la carburant, Ministerul Educației a dublat suma de bani pentru transport necesară copiilor ca să ajungă la unitățile de învățământ. Legea de majorare a plafonului de cheltuieli cu privire la transportul elevilor care merg la unitățile de învățământ în afara localității de domiciliu a fost aprobată ieri. Aceasta constă în dublarea sumelor decontate până acum. Discutăm de o mărire de 4 ori în cazul sumei maxime. Se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei pe lună pentru distanța de până la 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, această sumă de 60 de lei pe lună se suplimentează cu 6 lei pe lună pentru fiecare kilometru. În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma alocată de stat, aceasta poate fi majorată. În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută anterior, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. Elevii primesc banii necesari pentru navetă doar dacă prezintă documentele de la operatorul de transport. Un accident a avut loc în această dimineață în comuna Cujmir, județul Mehedinți. Un tir plin cu marfă s-a răsturnat chiar la poarta unui localnic. Din fericire, în acel moment nu se afla nimeni în zona respectivă. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânju Mare. În urma impactului, șoferul tirului a fost rănit ușor. Medicii au acordat îngrijiri medicale, victima refuzând transportul la spital. La locul accidentului a mai ajuns o ambulanță zmur, dar și o auto specială de lucru cu apă și spumă. Pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul accidentului. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cauzele accidentului. Un proiectil a aterizat ieri pe un teren din comuna Vâlceană Lungești. Din fericire, acesta nu a nimerit în casele oamenilor aflați în apropiere. La locul respectiv au intervenit pompierii, dar și geniștii.
Incidentul a avut loc ieri dimineață la puțin timp după ora 10 în comuna Lungești din județul Vâlcea. Chiar primarul localității a fost cel care a alertat poliția. Acesta a presupus că ar putea fi vorba de o rachetă antigrindină, deoarece județul are un astfel de sistem. Cred că este o rachetă antigrindină după cum arată, după cum am văzut și în imagini, dar până nu vin specialiștii nu putem spune cu certitudine. Au venit cei de la ISU Vâlcea, de la poliție, vin și geniștii sau genistul de la antigrindină care să ridice ceea ce noi bănuim a fi partea din spate a rachetei. Sigur, rusească nu este sau nu vreau să cred că este. În fața caselor a căzut pe un teren extravilan, nu în curtea cuiva. Nu este o astfel de problemă. Erau persoane prin zonă, dar nu atât de aproape încât să fie afectate. Că erau la câțiva metri distanță. Până la urmă, faptul că nu sunt victime, asta este bine. Acesta este cel mai important aspect, să nu fie victime și să nu fie ea periculoasă. Dacă se dovedește că este antigrindină, este clar că nu prezintă un pericol. Dar vedem acum despre ce este vorba când vor veni toți cei abilitați, a declarat primarul Tiberiu Costea pentru Adevărul. IPJ Vâlcea a transmis că proiectilul a fost tras de la punctul de lansare Ștefănești. În Vâlcea sunt 4 puncte de lansare a rachetelor antigrindină, având centrul de comandă la stația meteo din Drăgășani. Urmează grupajul de știri pe scurt. Autoritățile locale au anunțat că au semnat primul contract pentru un proiect finanțat prin PNRR. Este vorba despre reabilitarea energetică a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, acolo unde autoritățile urmăresc creșterea performanței energetice. Valoarea proiectului depășește 1,4 milioane de euro și prevede izolarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplării existente cu tâmplărie PVC, înlocuirea radiatoarelor și conductelor, reabilitarea și modernizarea sistemului de producere a agentului termic, dar și a instalațiilor electrice, iluminat și prize, boilere pentru apă caldă curentă și instalarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. De asemenea, sunt prevăzute 2 stații de încărcare electrice. Ieri la Craiova a avut loc lansarea programului operațional regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 de către ADR Sud-Vest Oltenia. La eveniment au participat autoritățile județene din Gorj, alături de ministrul finanțelor Adrian Căciu, mitropolitul Irineu, primari, secretari de stat și președinții consiliilor județene din Oltenia. Programul operațional regional beneficiază de o finanțare de 1,2 miliarde de euro, banii care vor putea fi alocați pentru proiecte de infrastructură rutieră, eficiență energetică, infrastructură în domeniul sănătății, infrastructură în domeniul cultural și digitalizare. Doi tineri din Goj au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de tâlhărie calificată. La data de 17 noiembrie, poliția municipiului Motru a fost sesizată prin plângere de un tânăr de 18 ani din municipiul Motru cu privire la faptul că la aceeași dată ar fi fost tâlhărit de 3 persoane necunoscute. Din cercetări a reieșit faptul că tânărul de 18 ani, în baza unei înțelegeri prealabile cu un alt tânăr de 17 ani din comuna Glogova de a se întâlni, ar fi fost așteptat de acesta și alții doi tineri care l-ar fi amenințat cu acte de violență, deposedându-l de telefonul mobil. În urma administrării probatorului, la aceeași dată, polițiștii din cadrul poliției municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore doi tineri de 17 și 19 ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și tentativă la tâlhărie calificată. În cursul acestei zile, tinerii vor fi prezentați unității de parchet cu propuneri legale. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!